acolo în dezbatere publică. În funcție de asta vom relua discuția. În același timp, avertizăm guvernul că celelalte motive de nemulțumire, din păcate, au rămas în picioare, și anume absorpția zero la fonduri europene, situația din agricultură, situația din sănătate, situația din educație, și în funcție de ceea ce se va întâmpla în continuare, vom relua această discuție pe care vreau să o clarific. Nu s-a luat astăzi o decizie că nu depunem moțiune de cenzură. Numai că am luat tact de această declarație și așteptăm cu interes să vedem care sunt urmările.